Ne-am întors pentru a treia oră politica zilei. Sunt Ioana Constantin, mulțumesc tare mult că sunteți aici pe B1 TV. Este ora la care Marcel Ciolacu stă de vorbă cu reprezentanții băncilor pentru că s-au dublat comisioanele. O bancă a anunțat între timp că își retrage aceste majorări de comisioane și există o nemulțumire generalizată în societate, fie că vorbim de cetățeni care nu înțeleg de ce trebuie să se limiteze aceste plăți cash, fie că vorbim de firme unde situația e cu atât mai complicată, de la plățile acelea de 1000 de lei între firme și până la plafonul de 2000 de lei pe zi, plafonul de casă. Cei care au firme știu foarte bine cât de complicat este, mai ales în mediul rural sau la micile firme. Însă, apare astăzi domnul Ciolacu și zice că se gândesc la o variantă în care să pună niște noi plafoane, de exemplu 10.000 de lei la electrocasnice și electronice. Vine și Ciucă, supăra nevoie mare că ei de fapt n-au fost de acord, domne, liberalii, dar n-au zis nici pâs când a trecut pachetul fiscal și depun și ei acum un proiect. Încercăm să înțelegem ce este, cât este constituțional, neconstituțional toată povestea asta și dacă se poate repara, pentru că a fost angajarea răspunderii de către guvern, a trecut și de CCR, dacă se poate repara printr-o ordonanță, nu știu, printr-o lege, cum vor liberalii. Ne lămurim imediat alături de noi Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, domnule Zegrean, că sunteți alături de noi. Să le prezint și pe celelalte invitate, Monica Tatoiu, antreprenor, bun găsit, mă bucur să vă revăd, și Diana Stoica, deputatul SR. Mulțumesc foarte mult, Diana. Domnule Zegrean, știu că v-am întrebat, v-am înnebunit de cap cu pachetul ăsta fiscal și cu cash-ul, dar noi am lămurit-o de la început că nu era bună ori neconstituțională, dar ideea asta acum de a face niște plafoane doar pentru anumite categorii de produse, adică să-mi cumpăr frigider, am voie până la 10.000 de lei, dar dacă vreau să-mi cumpăr mobilă, nu mai merge. Asta va funcționa? Stabilați că știți ce marcă de frigider, nu? De adevărat, da. Ca să se încadreze în preț. De acord. Da, așa se întâmplă, vedeți, când nu se respecte nimic, nu poți să legiferezi după ureche, din fuga calului nu este nimic bun. Noi le-am spus, dar nimeni nu ne-a ascultat, le-au spus și alții, tot n-au ascultat. Gândiți-vă că 400 de deputați și senatori împreună au citit, sau cel puțin presupunem că au citit această asumare de răspundere. Nimeni n-a văzut ce se poate întâmpla. Nu trebuie multă minte să înțelegi ce fac băncile când le dai această ocazie. Când le ridici mingea la fileu. Era normal. Reacția băncilor este normală. Deci, nu la atât neconstituționalitatea acestei, să zicem, legi, nu știu cum se zic, da, cât modul de a nu lua în seamă nimic. Adică facem totul așa să margă, să treacă, să bifăm ca am făcut. Și acum vin și caută argumente sau soluții să scape din cazul ăsta. Vedeți că nimeni nu mai recunoaște ăsta. L-am văzut și eu ieri pe primul ministru spunând la o întâlnire cu o parte din populația României că nu-i oprește nimeni să aibă cash în buzunare. Și ăsta care se întorcea buzunare pe dus-am văzut. Așa e. Deci, nu este în regulă. Pentru că întotdeauna când se face un proiect de lege trebuie să ai un studiu de impact. Nimeni n-a făcut nici un studiu. Eu știu studii, am văzut multe la viața mea, multe studii de impact, pentru că ziceam și la curte de multe ori. În cele mai multe ori asta s-o liniuță. La toate rubricile de asta se liniuță. Sau să nu este cazul. Dar nu e nici cazul de nimic. În țările mari din Occident, și știu bine situația, cel puțin în Franța, durează 2-3 ani până se adoptă o astfel de lege, cum au adoptat ei acum. Până fac toate studiile de impact, și după aceea fac studii de impact, studii posterior, după adoptarea legii. La noi, azi o facem, mâine o dregem, mâine o stricăm, e bine și așa. Deci, Constituția e oprea din start să facă asta, pentru că avem articol în Constituție care spune că dreptul de proprietate și creanțele în pătura statului sunt garantate. Avem alt articol mai încolo, mai spre sfârșit, nu cred că au ajuns acolo cu cititul, în care spune că dreptul de proprietate este inviolabil. Deci, prin această lege, dacă se va da că e un leu, că e o mie, că e 10.000, tot este violat dreptul de proprietate. Pentru că unul din componentele dreptului de proprietate este dispoziția. Faci ce vei cu proprietatea ta.
Aș vrea să vă întreb ceva, domnule Zegrean. Dar numai ce vrem noi. Când erați noastră la curte, știu că mi-ați mai spus că, sau nu știu, în fine, la un moment dat, curtea a spus așa. Două decizii, da. Da, curtea a spus așa, că nu pot să mă obligi să-mi iau salariul pe card, că trebuie să-mi lași opțiunea. Dar, acum proiectul obligă asociații firmelor să aibă carduri, că ei altfel nu pot lucra, că zice că nu mai ai voie să mai dai împrumut cash, nu mai ai voie să faci nicio operațiune în cash. Asta nu contravine deciziilor curții sau Constituției? Ba, da, de la început contravenea. Mi-e pare rău că de data asta curtea nu s-a plecat cu corespunzător asupra acestor sesizări. Da. Pentru că era simplu. Ei chiar au sesizat și au spus, cei care au scris sesizarea la curte, au trebuit să înțelegeți că în 2010 au mai fost o decizie, în 2012 au mai fost o decizie pe tema asta. Dar nu asta e problema, probabil că nu pot, sigur că până în final acolo să ajungem, doamna Constantin și doamnele pe care le salut cu respect. Acolo vom ajunge la... Nu vor mai fi bani pe lumea asta, că asta se dorește. Asta trebuie să regăsiți, nu faci cu barda. Nu dai cu barda. Vine înainte de Crăciun și spui, nu mai poți să cumperi porc. Asta era problema mare discuție astăzi, nu? Păi poți să cumperi porc, nu poți să cumperi porc cu cardul, că ăla care vinde porc nu are POS. Da, normal. Plus că acum ai 5.000, după care o să fie 2.500. Dar, de fapt, asta a fost și o fentă cu 5.000, că problema mare a fost la firme, totuși, plafonul ăla de 1.000. Acolo a fost nenorocirea, în mod real, la firmele foarte mici și, până una alta, nu, acolo era evaziunea României. Din păcate, nu știu cum se mai poate repara și e un precedent periculos al curții. Poate repara, că ați văzut că s-a dat deja poruncă și nu se mai ține seama de asta. Ei, da, e un precedent periculos al curții, domnule Zegrean, că a acceptat... Curtea, ce să mai... Nu, v-am rugat să nu mai... Da, știu. Și vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, August.